Fostul prim-ministru Maia Sandu este împotriva neutralității Republicii Moldova, care este prevăzută în Constituția țării. Astfel, comentând discursul președintelui Igor Dodon de la tribuna centrală a adunării parlamentare a Consiliului Europei, în care șeful statului a declarat necesitatea recunoașterii internaționale a statului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova, Sandu a menționat că statutul neutru poate limita suveranitatea. Este un acord periculos. Nu știu dacă cei care îl promovează își dau seama până la urmă. Pentru că această recunoaștere internațională, un acord de recunoaștere internațională a neutralității Republicii Moldova ne-ar limita suveranitatea noastră în sensul în care să putem să luăm o decizie. Potrivit lui Sandu, statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova, recunoscut la nivel internațional, poate deveni un impediment atunci când țara noastră va adera la Uniunea Europeană. În același timp, așa cum au prezis politologii, actuala opoziție a rămas fără argumente. Aparent, acesta este motivul pentru care Maia Sandu a decis să reamintească despre tancurile rusești, văzând din nou mâna Moscovei în intenția Moldovei de a obține recunoașterea internațională a statutului de neutralitate permanentă. Deci dacă Federația Rusă nu este de acord ca Republica Moldova să treacă la următoarea etapă de integrare în Uniunea Europeană și nu este, atunci înseamnă că Republica Moldova nu va putea lua o asemenea decizie, chiar dacă Parlamentul ar decide sau dacă s-ar face un referendum, orice, nu va putea să ia o asemenea decizie. Deci asta ne limitează capacitatea noastră să luăm decizii în raport deci cu politica noastră externă. Deci asta este mâna Moscovei, cum... Așa pare să fie. Trebuie de menționat faptul că, potrivit articolului 11 din Constituția Moldovei, țara noastră este un stat neutru și nu permite dislocarea forțelor armate străine pe teritoriul său. Mai mult, potrivit tuturor sondajelor de opinie, majoritatea cetățenilor susțin că Moldova ar trebui să rămână neutră.